Scandal monstru la urgențe. Părinții unui copil acuză medicii spitalului orășenesc Vălenii de Munte că au întârziat foarte mult să-i acorde îngrijiri băiatului lor de nici 2 ani, care fusese ars cu un lichid fierbinte pe mână. Într-o înregistrare video făcută publică pe o rețea de socializare, se vede cum mai multe persoane fac scandal și se comportă violent în sala de așteptare a unității medicale. Oamenii sunt foarte nemulțumiți că niciun cadru medical nu le sare în ajutor, deși copilul urlă de durere. La un moment dat, tatăl acestuia devine extrem de violent și trece la amenințări. În cele din urmă, după minute bune de așteptare, ambulanța sosește și familia pleacă către un spital din Ploiești. Potrivit biroului de presă al IJP Prahova, poliția a deschis o anchetă în acest caz pentru distrugere. 5 persoane au fost audiate și ulterior amendate.